Bună ziua și bine v-am regăsit la audiență generală. Bună, Bela! Bună, Andrei! Să-l prezentăm pe invitatul nostru, Andrei Terastătina. Este vorba despre domnul regizor Horia Muntenuș din Cluj-Napoca, care a realizat filmul documentar Calea Eroilor, istoria unei capodopere. Bună ziua, bine ați venit la noi în emisiune. Bună ziua! Bună ziua, sărămâile! Ce tratează acest film documentar? Despre ce e vorba? Este vorba despre istoria zbuciumată, dramatică, a monumentului celui mai important a lui Brâncuș de la Târgu Jiu, Calea Eroilor. Momentul plecării acestei istorii este 1937, înălțarea coloanei infinite. Și finalul filmului prezintă imagini chiar din zilele noastre, legate de felul în care este administrată și gestionată opera de acolo. S-au pretrecut lucruri tare absurde în istoria acestui monument, de la momentul inaugurării din 27 octombrie 1938 a ansamblului, când pe afișul de prezentare și de anunț al dezvălirii operei, numele lui Brâncuș lipsea. Erau prezente toate numele oficialităților politice, economice, a primarului, doar numele sculptorului lipsea de pe afișul de anunț. Asta fiind în anul 1938, dar înainte chiar de venirea comuniștilor la putere. În 1938, da. De altfel, Brâncuș nu a participat la momentul dezvelirii și nici inginerul Ștefan Giurescu Gorjan, cel care a răspuns de turnarea din fontă și oțel a coloanei infinite la atelierele de la Petroșani. Pe urmă, un alt eveniment dramatic s-a petrecut în 1953, când comuniștii, prin vocea unui tânăr proletar, Traian, analfabet Traian Lolescu, Tănăsie Lolescu, iertați-mă, a tras cu tractorul pe șenile de coloana infinită să o dărâme și să o ducă la fier vechi pentru a obține bani din partea organizației lui de tineret, a participa cu o cotă financiară la organizarea unui congres internațional al tinerilor comuniști. Momentele de dispreț pe care le-a trăit monumentul în perioada comunistă sunt bine ilustrate de fotografii inedite, absolut inedite, de documente scrise, stampilate și de personajele invocate. Bunoar, am un interviu competent cu Tănăsie Lolescu. Ulterior, el a avansat pe Încă trăiește. Trăiește, este la Hobița, e chiar consăteanul lui Hobița. Consătean cu da, și își pune cenușă în zilele noastre în cap, că el, dacă ar fi avut atunci mintea de acum, n-ar fi făcut așa ceva. Eu l-am întrebat dacă ați fi pus, nu era mai ușor să... Sunt 30 de tone în coloana infinită. Cum putea un tractor să dea jos 30 de tone? N-au reușit. Și eu l-am întrebat, nu v-a trecut prin cap să puneți dinamită, că era mai simplu. Și a zis că nu i-a trecut prin cap. Mai bine nu-i dați idei, că cine știe ce se poate întâmpla. În 1996, ce nu a reușit să realizeze Tănăsie Lolescu, a realizat Radu Varia, un istoric de artă, care este membru onorific al unei academii Academiei din Danemarca, de anul trecut, un negustor de artă în Statele Unite, prieten al lui Ion Iliescu, din vremea în care activa ca secretar politic al județului Iași. El a emigrat, Radu Varia a emigrat în anii de final ai comunismului în America. A fost prietenul lui Salvador Dalí, am ilustrat asta în film. A avut un rol nefast în 1996, demantelând coloana, atentând asupra integrității și sacralității operei. Cert este că vrea să înlocuiască și axul interior de susținere cu unul din oțel inoxidabil. Pe urmă a oferit ideea să fie puși modulii tot din oțel inoxidabil, deci alți moduli. A atentat chiar la fundația monumentului cu o cupă de excavator. A fost împiedicat de rezistența unor oameni iluștri din punctul de vedere al cercetării operei brâncușiene, Barbu Brezianu, care au condus o echipă de cercetători, Ion Pogorilovski, Constantin Zărnescu, Nina Stănculescu, fiica inginerului Ștefan Giurescu Gorjan, Sorana Giurescu Gorjan, care au atras și au format un curent de opinie antivaria. Anul 1996, momentul în care au loc alegeri
politice. Pe fondul acestor alegeri, Radu Varia, pe 14 septembrie, ridică doi moduli. Am ilustrat momentul în film cu imagini de arhivă, un moment dramatic. Muzica este compusă special pentru film și acolo o lucrare a lui Cristian Ciomu pe muzică electronică ilustrează dramatismul acestui moment al ridicării cu macaraua a primelor două module. Este înțeles că această dramatic. Situație a durat vreo 4 ani până... Timp de 4 ani modulii au stat închiși în niște cotețe, să le da, zic cotețe, așa. Da, niște barăci. Da, niște barăci de metal, cu lacăt înconjurat, ca într-un fort, înconjurat de un zid din sârmă ghimpată, cu pază militară, cu cartuși de război pe țeavă. Vă mai aduceți aminte cine era ministrul culturii din acea perioadă, care trebuia normal să răspundă de acest monument? A fost un război atunci. Cred că statul român s-a împărțit în două fracțiuni. Una care îl sprijinea pe Radu Varia era condusă de Ion Iliescu. Am spus-o în film, nu eu o spun, declarațiile celor pe care i-am intervievat. În film am intervievat 22 de persoane. Și ei își amintesc și spun și mărturisesc, inclusiv primarul actual al Târgu Jiului. Altă parte era ilustrată de brâncușologi, de oamenii de cultură care au făcut această opoziție. Unul dintre, că m-ați întrebat cine s-a opus, Marin Sorescu era ministru al culturii în vremea în care Radu Varia făcea presiuni. Și s-a organizat înființarea unui centru cultural Constantin Brâncuș, care să preia el să gestioneze această restaurare. În urma unor incidente puse ca într-un scenariu polițist la cale, au fost atentate asupra pieselor de piatră din Parcul Central. Două scaune s-au rupt. Din masa tăcerii? Două scaune de pe ale. Au fost secționate la mijloc de căderea unei plute, care a fost tăiată sub pretextul unei curățeri a parcului. A fost tăiată să cadă exact pe scaune. Asta i-a oferit pretext lui Radu Varia să ceară demiterea ministrului Marin Sorescu. Marin Sorescu, căzând, drumul liber era pentru demantare. Zvonurile erau foarte multe și foarte mari în acea perioadă. Știți cum se propagă și astăzi. Zvonistica, da. Da, și astăzi unii dintre locuitorii din Târgu Jiu spun că nu mai este coloana lui Brâncuș, că este altă coloană, că a fost înlocuită. Lucru care nu e adevărat. Dar vă dați seama amploarea acestui caz, ce efect a avut în zvonistica vremii. Unul dintre personajele care a ținut să-și păstreze anonimatul mi-a spus că domnul Radu Varia ar fi intenționat să vândă acești moduli la sume astronomice pe piața occidentală. Da, vă dați seama cât ar fi costat un asemenea modul pe piața. Da, deci interesele au fost foarte mari. În film am precizat sumele care s-au mișcat în jurul acestor operațiuni. Sunt zeci de milioane de dolari la ora aceea. Haideți să vedem acel material pe care l-am pregătit. Mi-ați spus că putem folosi de pe YouTube, așa am și făcut. Am împărțit în trei materialul și aș vrea să-l rog pe Vice să ne difuzeze cea de-a treia parte. Ocazia aniversării mele, tocmai am împlinit vârsta de o jumătate de secol, pentru a marca sfârșitul uceniciei mele, după 30 de ani de muncă, mi-am luat curajul să prezint un mic ansamblu
din ceea ce am putut strânge din tot acest lucru. Mă scuz că am venit cu atât de puțin și atât de târziu. Atât de puțin pentru că o mai mare parte a lucrărilor nu se mai află în stăpânirea mea și nu le pot avea. Autorul filmului, poetul Horia Muntenuș, a umblat ani de zile pe urmele lui Brâncuș, în Retezat, Peștișani, Hobița, Pasul Vulcan. Între multele sale drumuri l-am găsit la telefon. Tratează istoria monumentului de la Târgu Jiu. Și aia este una tragică, are și părți de absurd, are și părți de umor. Noi acolo avem un monument care exprimă, așa după cum au spus cititorii unui cotidian central, la o anchetă, exprimă simbolul României. Chiar dacă monumentul e izolat, s-a scris și s-a spus foarte mult despre el. Ce aduce nou filmul dumneavoastră? Filmul meu este alcătuit în mare parte, aproximativ 75-80-90% din film este inedit. Iată, public un document care se referă la prima încercare a comuniștilor de a demola coloana. Acest lucru se petrece în 1949. Este un document inedit. Iată, ne-am revenit. Aceasta a fost doar o mică parte din filmul, care durează aproape 4 ore. Aș vrea să vă întreb cât timp v-ați documentat pentru acest film? Când am plecat la drum în 2011, primăvara, am avut senzația, credeam, aveam un plan, aveam o strategie, știam unde să merg. Am avut senzația că știu ce va ieși. Însă pe parcursul investigațiilor mele acolo, descopeream din ce în ce mai multe lucruri pe care nu le aveam, nu aveam. Și asta acum, căutând în arhive, căutând în fonduri de documente care nu erau accesibile, nu fusese accesibile până atunci. Am publicat în film documente care se credeau a fi pierdute, arse, distruse. Cel puțin e vorba despre momentul acela din 1996. A fost o amețeală, erau alegeri politice și pe 14 septembrie el fructifică această neatenție a oamenilor și intră fără autorizație, fără a avea nicio aprobare, intră și scoate doi moduli de pe ax. A durat mult. Nu a fost tras la răspundere de nimeni în perioada aia? Nu s-a sesizat cineva să ia o atitudine? Sunt în film personaje intervievate de mine care spun clar și limpede că a avut sprijinul președintelui de atunci al țării. El a avut de altfel și o foarte mare aroganță. În 1996 încă lumea considera că cei care vin de afară și n-au mâncat salam cu soia sunt cei care vor avea de civilizat România. Pe momentul pauzei publicitare, spuneți că în 1937, în momentul în care s-a ridicat coloana infinitului, această inițiativă a decurs fără incidente. Nu același lucru o putem spune despre 1996? Da. În 1937 ei au depus un efort pentru vremea aceea să înalți 29,30 metri pe un ax metalic pe care tu să așezi moduli care cântăresc o tonă și pe o schelă de lemn cu scripeți ridicând câte o tonă, câte o nu tonă. Nu existau macarale. Nu existau macarale. Pe scripeți au așezat modulii și muncitorii nu erau calificați, erau țărani. Erau țărani care clopata cu brațele lor ajutau, ridicau aceste lucruri. Nu s-a remarcat niciun incident de muncă. În schimb, în 1996... Dar în 1996, păschela de amenajată pentru demontarea coloanei, din fibră de metal, țesătorii de metal de ultimă oră, de ultimă generație. Toată protecția muncii. Toată protecția muncii și instrucția pe care o avea personalul și cu macarală, și cu macara.
Cu toate astea, un om, Nicolae Șurlin, maestru, în vârstă de 42 de ani, cade de pe schelă și își pierde viața. Era momentul în care se demonta monumentul. Paradoxul face că în documente se observă că această schelă modernă nu era asigurată din punctul de vedere al protecției muncii. A spus un lucru foarte interesant pe pauza publicitară. Ne-a spus că Brâncuș ne-a construit acest monument, ni l-a lăsat și ar fi trebuit să avem grijă de el. Da. Cum am avut grijă de acest monument? N-am avut grijă de monument nici în perioada comunismului și poate că aici am găsit măcar o explicație. Eram ocupați ideologic și măcar în anii 50-60 sentimentul pe care l-aveam noi, cei de aici, era că prostia era la conducere. Și dar vin anii 70, 80, 90, în care totuși se mai putea face și s-au mai făcut. S-au făcut două restaurări ale monumentului după 1965. Dar nu a fost îngrijit. Monumentul a intrat în 1989 cu această necesitate a restaurării. Necesitatea restaurării a fost folosită ca pretext pentru demontarea ei, cu aceste tentative de înstrăinare a monumentului și înlocuire a lui cu alte elemente. În zilele noastre, iată, suntem la 23 de ani de la Revoluție. Ați spus că nici acum cei din Târgu Jiu nu cred că e chiar acea coloană a infinitului pe care a gândit-o Constantin Brâncuș. Sigur, reminiscența zvonurilor din acea perioadă a demontării persistă și unii dintre cei care locuiesc acolo au această tendință de a păstra în memoria colectivă aceste zvonuri. Lucrurile nu sunt de apreciat în felul ăsta. Coloana este aceeași. Problema ei este că a avut atacuri asupra integrității și asta spune mult. Coloana poate să nu mai fie chiar aceea. Odată ce, vedeți, noi avem în Cluj un moment extraordinar al lui Iosif Fadrus, Matei Corvin, principele Matei Corvin. Matias Rex, vine momentul în care a fost restaurat și el recent. Restauratorii nu s-au gândit să meargă cu fierăstrău să-i tai o mână și pe urmă să o sudeze. Cam așa a fost, da, și povestea coloanei fără sfârșit. Au o tonă peste altă tonă peste altă tonă, sunt 16 moduli acolo, în timp fac ca fonta să se sudeze. Pe asta au mizat inginerii atunci când i-au propus lui Brâncuș modelul de așezare a modulilor ca pe niște mărgele, pe un fir de ață la pieptul femeii. Cu cine ați colaborat la acest film? Susținătorul financiar al proiectului, principalul punct de determinare al acestui film, este fără îndoială Energobit, care a asigurat soluțiile tehnice pentru realizarea filmului. Și vreau să-i mulțumesc domnului Ștefan Gadola, întâi de toate domnului Ioan Socea, cu care am desenat proiectul, și domnului Peter Pal, care au înțeles foarte bine ce înseamnă o astfel de investigare, un astfel de expozeu al unei probleme estetice, morale și filozofice, pe care nu doar noi o avem în grijă. Ea e într-un fel într-un patrimoniu universal. Brâncuș a plecat de aici cu nădejdea că își va găsi o iubită la Paris. De aceea a plecat din România la 1904. Nu a sperat și nu și-a dorit să ajungă o performanță în sculptură. Iubea foarte mult sculptura, dar nu a plecat dintr-o ambiție sculpturală. Da. El, când se întoarce în România, nu vine să realizeze decât un monument funerar. Calea Eroilor este un monument funerar complex, peripatetic. Coloana infinită reprezintă un stâlp funerar. Pleacă, e un ceremonial al îngropăciunii mortului, de la masa pe care... Cerealele a scaunelor, poarta sărutului. Da. Și e un monument funerar dedicat celor care au căzut în întâiul război mondial.
la solicitarea femeilor, văduvelor, mamelor, fiicelor, surorilor celor dispăruți, el vine să realizeze acest monument funerar și nu le percepe niciun fel de... A fost întrebat care sunt drepturile de autor și nu, a zis, nu pot să iau bani pentru așa ceva. Ei, el la realizarea acestui monument nu solicită și nu dorește retribuirea muncii sale, creativității și efortului lui artistic. În schimb, la momentul demantelării monumentului din 1996, se solicită sume uriașe, fabuloase. Da. Ei, toate aceste lucruri în dezbaterea pe care am avut-o cu cei trei domni, a fost una care s-a fructificat, iată, în realizarea pe care am avut-o. E o contribuție foarte importantă la brâncușologie, nu doar prin documentele inedite pe care le-am prezentat în film, sau prin investigarea persoanelor. Am înțeles că 60 de ore de filmare aveți, numai interviuri din cele 100. Da, a fost o muncă, montaj, am realizat montajul, mi-aparține. A fost greu să decid ce anume expresii, ce anume afirmații. Filmul e realizat într-o manieră în care îi așez față în față declarația unuia cu declarația celuilalt și astfel încât să construiesc subiectul, să construiesc epicul prin declarațiile lor, astfel încât toate declarațiile lor să se constituie ca mărturii ale unei drame. Am filmat și niște scene care să ilustreze simboluri artistice. Am colaborat foarte bine cu actorii de la Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Dar cum l-ați ales pe Nucu Pandea să-l întruchipeze pe Brâncuș? În prietenia pe care eu o aveam deja cu dumnealui, acolo unde ne întâlniserăm și în punctele forte ale comunicării, nu doar intelectuale, ci emoționale, am avut posibilitatea să înțelegem împreună, să înțelegem împreună acest personaj magnific al umanității. Și vocea lui Nucu Pandrea m-a inspirat enorm. Noi nu avem o înregistrare a vocii lui Constantin Brâncuș, deși a murit în 1957, deși a avut prieteni mari, uriași în domeniul economic în Statele Unite, prieteni mari, artiști, pictori. Sunt materiale filmate. Da, noi aveam la ora aceea posibilitatea să înregistrăm vocile. Ei, iată, el nu are vocea înregistrată, nu știm din ce mister, dar pe coridorul acesta încercam să-mi imaginez vocea lui Brâncuș și să o construiesc cumva în mintea mea. Nucu Pandrea era la Cluj, îl cunoșteam de multă vreme, de mulți ani, colaborasem și în alte momente. El e o ființă muzicală. Cântă la frunză, de mic copil, inspirat și învățat de bunicul său de pe linia maternă din Țara Făgărașului. Haideți să-l și vedem pe Nucu Pandrea. În documentarul artistic al lui Horia Muntenuș, Constantin Brâncuș e întruchipat de Nucu Pandrea, cel care cântă din frunză. A fost o onoare deosebită să fiu cooptat pentru realizarea acestui film în mai multe secvențe ale lui. În speță pentru citirea aforismelor lui Brâncuș, pe urmă Brâncuș știa să cânte la frunză. Și de aici, de fapt, a pornit toată problema. Brâncuș avea o voce splendidă de bas, cânta în corul bisericii, înainte de a pleca în pribegia care, pe urmă, a și rămas, și cânta la caval și la fluier și cânta și din frunză. Cum a fost? A trebuit să vă pregătiți în mod special pentru rolul acesta? Păi, a fost o pregătire specială. M-a impresionat profunzimea documentării, sunt lucruri rare, asupra cărora trebuie să medităm, sunt momente în care, într-adevăr, ne înălțăm către lumină, dar sunt și alte aspecte asupra cărora, de fapt, rămâne un fungus amar. Asta ne-a fost istorie și Horia Muntenuș spune cu multă patima, aproape cu strigăt, sub
scoate, de fapt, în evidență, doamne, scoate un fir de mentă. Nu e voie să uităm. Adică sunt lucruri care creează mărăsiri și splendoare unui neam, dar și altele care, până la urmă, trebuie undeva să fie pe mai departe evitate. Asta este marele, de fapt, a doua filmului, care, într-adevăr, nu e un subiect comod, este o încercare îndrăzneață, dar e frumos când ajungi la izbândă. Vă fericit! Eu cunosc pe Horia Munteanuș de câțiva ani și o cunoșteam de scriitor. În niciun caz de un realizator atât de excepțional de un astfel de documentar, care pentru mine a fost cutremurător. În ceea ce privește realizarea filmului, mi-au plăcut foarte mult cele două planuri coloristice, al negru, cenușiu, iarnă, cum ați început, și apoi trecerea planului color. Dar nu stăteați prea mult în planul color, vă întorceați în pozele al negru și așa mai așa. Și aceste două planuri coloristice m-au făcut să înțeleg că ceea ce trăim este într-un veșnic, într-o veșnică rotație și dacă la un moment dat, să zicem acum, este o perioadă cât de cât deschisă pentru artă, s-ar putea să vină din nou cenușiu și ar trebui cât timp este color să reușim să mai facem ceva pentru Crâncuș. Muzica este special concepută de către Mircea Suchici, prim violoncelist al Filarmonicii din Craiova, și de bunul său prieten Cristian Ciomu. Iată, am aici colaborarea pertinentă și extraordinară a domnului Nucu Pandrea prin interpretarea muzicii tradiționale, populare. E răscolitoare în anumite momente în care avem de-a face cu imagine și cu imagine dură, cu imagine teribil de șocantă. Momentele demantelării Bunăoară, o să vedeți, vă vor trece fiorii. Cu ce alți actori ați mai lucrat pentru acest film? La Târgu Jiu am colaborat cu actori tineri. Cristian Naum, George Drăghescu și Cosmin Brehuță. Dar și cu o fată de 17 ani, la ora aceea cred că acum are 18, care interpretează o scenă extraordinară, finalul filmului, Viorela Grofu. Și este din Peștișani, din comuna în care s-a născut și Brâncuș. Și cum ați conceput scena finală? Scena finală, să o descriu, e vorba de o fată care e îmbrăcată în costum popular, călărește un iepon cal, și e rătăcită printr-o pădure. O filmez din mai multe poziții, planuri și în cele din urmă am un plan de ieșire dintr-un sat. În plan îndepărtat se vede o turmă de oi și casele satului. Iar ea merge pe o cale care iese din sat. Iese din sat în sanscrit înseamnă ființă. Și noi avem mai degrabă, cred că vine sat, nu din latinul fossatum, care înseamnă fortăreață. Cred că mai degrabă păstrăm în limbă un fond poate mai mic, poate mai mare din limba sanscrită, din rădăcinile sanscrite. Iar fata aceasta iese din sat. Iese pe un drum de țară. Calul e obosit. Îl ține de căpăstru. Merge pe lângă cal. Și acolo am un moment în care ea se joacă cu acest cal, mă concentrez pe nările lui, privește înspre stânga ei, acolo unde am o fotografie absolut inedită și senzațională a lui Constantin Brâncuș, realizată în 1937 de doctorul Micu Marc, omul care îl adăpostește pe, și el îl adăpostea pe Constantin Brâncuș pe perioada lucrărilor. Și fotografie pe care mi-a furnizat-o domnul Gheorghe Pop, moștenitorul arhivei Micu Marc. O fotografie impresionantă de patriarh, de om, de vizionar, de mai mult decât înțelept, care este însă așezat cu spatele și înspre fată și înspre sat, privind și el la rândul
în direcția în care privea fata. Da, e poetic, de aceea filmul este nu doar documentar, e și unul artistic. Alături de noi este poetul și brâncușologul clujean, Horia Muntenuș. Bun venit la noi, bun venit în Arad. Salut, Aradul! M-a întâmpinat excepțional. Sunt aici invitatul și cel care a organizat această prezentare. Este bunul meu prieten Cristian Ciulei, jurnalist și scriitor arădean. Povestiți-ne în primul rând cum de ați ales să scrieți o carte, să faceți un studiu despre Brâncuș. Chiar vă întrebam adineori de ce l-ați ales pe el. Unul dintre prietenii mei și maestrii mei fundamentali se numește Constantin Zărnescu, este un scriitor foarte important al literaturii noastre și un brâncușolog. În 1996 am editat un studiu al său, cartea sa Textele și aforismele lui Brâncuș, o culegere a gândurilor, a rostirilor și a meditațiilor lui Constantin Brâncuș, care se dovedește un mare filozof, un poet, un liric. Pe lângă expresiile lui plastice, are învățături, să spunem, cu rol nu doar educativ sau formativ, ci cu un rol aproape, să spunem, chiar purificator. Și i-am editat această carte cu o prefață a filozofului Constantin Noica. Pentru pregătirea acestui studiu m-am apropiat foarte mult și emoțional de opera de la Târgu Jiu și de studiile publicate deja, astfel încât am pornit pe un drum al cercetării și al asimilărilor biografiilor care s-au realizat, monografiilor care s-au realizat pe Brâncuș. Și m-am format în această pasiune. Cu cât înaintam pe drumul acesta, cu atât sensibilitatea mea față de sculptor se dezvolta. Astfel încât, în capătul tuturor lucrurilor, cunoscându-i pe brâncușologii mari ai noștri, astăzi mulți dintre ei sunt regretați. Barbu Brezianu, Dumitru Daba, Ion Pogorilovski, care a ținut foarte mult la mine. Acești brâncușologi m-au încurajat în aprofundarea subiectului, a cercetării. Și am mers și am elaborat un studiu propriu. Am adus o contribuție. E inedită participarea mea la un astfel de domeniu, în care este vast. S-a scris foarte mult și se cunoaște bine opera lui Brâncuș și s-a analizat foarte bine mesajul său artistic, frământările lui. Și oameni care, dincolo de acribia cercetării, au depus suflet în cărțile lor. Și nu doar români. Sunt cercetători străini care l-au iubit foarte mult. Invitat fiind la simpozioanele internaționale de la Târgu Jiu Constantin Brâncuș, am parcurs acest drum al elaborării cărții mele dincolo de Brâncuș. În capătul tuturor lucrurilor am simțit nevoia să realizez și un film documentar care să vorbească despre simbolul și despre semnificațiile incorporate în opera lui Brâncuș de la Târgu Jiu. Filmul se numește Un arbore la mijloc de lumi, Constantin Brâncuș, are 33 de minute. A fost foarte bine apreciat, am luat chiar un premiu cu el, dar nu asta are importanță, ci faptul că am mers cu el într-un turneu în țară, în vreo 20 și ceva de orașe l-am prezentat. Și pretutindeni, oamenii care la început îmi spuneau, micile elitele locale, îmi spuneau, ce poți să mai aduci nou cu filmul acesta? Da, zic, cu ce măcar, poți să mai impresionezi? Da, măcar zic, rememorăm sau da. Reconstituim personalitatea lui, evocăm personalitatea lui Brâncuș. Și ca în capătul lucrurilor, după film, să-mi spună, domnule, nu știam atât de multe lucruri despre Brâncuș. Iată că e important ce facem. Mai departe, pasionat de monument, de monumentul Calea Eroilor de la Târgu Jiu, am realizat acest film de 4 ore, aproape de 4 ore, 3 ore și 47 de minute, Calea Eroilor, istoria unei capodopere. Pentru că m-a zguduit și cred că și pe
cei care vor veni să vadă filmul îi va zgudui această istorie impresionantă și dramatică a monumentului de la Târgu Jiu. Moștenirea brâncușiană nu a fost corect apreciată de noi, nu am știut să-l prețuim, să-i primim darul și, ba, chiar mai mult, am avut neeleganța să-l și batjocorim. Avem un telefon acum, cu siguranță cine e pe fir vrea să vă adreseze niște întrebări. Spunem alo și bună dimineața! Bună dimineața! Nu am întrebări, ci doar voiam să salut prezența domnului Narat cu filmul despre Brâncuș. Vreau să aduc o informație, nu știu dacă o avea domnul sau dacă o aveți dumneavoastră. În Arad a fost trăitor până acum câțiva ani un nepot de soră a domnului, a marelui nostru Brâncuș, un domn profesor de latină, se numea domnul Blendea, de la dumnealui, pentru că eram câțiva elevi mai puțin silitori în ale latinei, știi, și dumnealui ne mai medita din când în când. De la dumnealui am aflat prima dată despre spiritul lui Brâncuș. El ne-a vorbit foarte mult despre Brâncuș, ne-a vorbit nu numai despre cele de coloana infinitului și de semnificația ei, nu ne-a vorbit numai despre masa tăcerii sau poartă sărutului, cunoscutele capodopere ale lui Brâncuș, ne-a vorbit de cumințenia pământului, ne-a vorbit de pasărea măiastră, chiar de domnișoara Poganii. Brâncuș a semnat un astru într-o lume întunecată și a semnat foarte mult pentru noi români. Deci eu sunt foarte mândră că în nația mea s-a născut un creator, pentru că e puțin spus artist, de talia lui Brâncuș. Am adus în memorie pe profesorul Blendea, care cel puțin într-o perioadă a tinereții ne-a deschis o viziune asupra lumii. El ne vorbea și despre tismană, ne vorbea și de ceramica de Horezu, de spiritualitatea acestui popor. Și lucrurile acestea, spuse în anumită conjunctură și la anumită vârstă, se imprimă foarte mult pe sufletul unui om. Dumneavoastră faceți parte dintr-o generație cultă. Vin generații mai tinere care nu sunt în contact cu astfel de informații culturale și probabil că unul dintre rolurile pe care le avem noi este să mai și popularizăm sau să ne apropiem în afara spațiului universitar sau școlar de aceste tinere generații care cresc fără călăuze. Astăzi dumneavoastră sunteți un profesor Blendea. Dumneavoastră reprezentați ceea ce a reprezentat profesorul Blendea și pentru aceasta eu vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și postului dumneavoastră și pentru și colegilor dumneavoastră. Postul a avut această deschidere frumoasă pentru subiect și interes excepțional pentru eveniment și pentru mine. Și arădenilor, pentru că m-au primit cu o căldură, într-adevăr, cu o căldură foarte... Eu am fost în multe orașe. Nu am venit pentru prima dată în Arad, deci nu am mai fost în Arad. Mă bucur că aveți această impresie. Da. Noi vă așteptăm de fiecare dată când veniți în Arad cu cea mai mare plăcere, să veniți și la noi. Dacă v-ați simțit atât de bine, cu siguranță veți reveni. Eu așa sper.